Bună dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Ne interesează dacă Sla este o persoană liberă, așa că are grijă de Halil și luptă să-l păstreze. Ce fel de problemă are să se certe cu cine eliberă fata Sila Queznurcula, în vârstă de 23 de ani, și să o lase continuă să strângi inelul în jurul lui Halil Ibrahim și să amenințe că va privi accidental calea forței? Ea încă mai vrea să-și distrugă cariera, dar Dumnezeu nu-i permite niciun rău, deoarece este sinceră și o ființă umană frumoasă. Spre deosebire de scriitoare și de șerpii din jurul ei. Până în prezent, Sila nu a vorbit niciodată rău despre nimeni cu care a lucrat, deoarece nu-i place să rănească pe nimeni. Nazmie poartă o eșarfă pe cap ca semn că este un credincios un Allah, dar are un suflet otrăvitor și minte cu bună știință că ceea ce spune este o minciună care va deveni dreptate divină, așa cum a văzut cu toate proiectele ei rele. Mergi cu curaj înainte, frumoasa putere sinuti pasa de acestii imbecili de la Imanet. Fii iubit profund și dăruiește-ți dragostea celui care o merită cu adevărat. Te iubim foarte mult. Asta era, i-au rămas sungați ținutele Silei de aia, a spus la Balamuc, sau a ieșit pe cauțiune. Și dacă s-ar iubi Sila cu cineva ce trebuie să dea socoteala cuiva, este tânără, frumoasa, de ce n-ar iubi? Cui trebuie să ceară voie lui Naz sau managerei, celor care o bârfesc constant? De aia le da Dumnezeu de toate și or să mai vină ca nu o l-a da pe fata asta în pace, dar este o vorba, când vulpea nu ajunge la struguri, spune ca șanța cri. Naz sau lase pe Sla în pace sa și vadă de serialele ei pe care le-a terminat. Este oare ea în măsura sa critice toți actorii pe care i-a făcut sclavi, mai face vreun producător ce face ea? Chiar dacă este susținută de politic, nu are dreptul să bârfească pe nimeni. Tineretul trebuie sprijinit pe tere ca ei reprezinta viitorul. Nu știu sigur dacă a avut un accident sau au coborat. Nu cred, Sila s-a îndrostit de Dogucan. De ce are Sila iubitul ei Halil dacă Halil e supărat în momentul? Sila nu trebuie cu Dogucan. A plăcat de furie, dar nu ca îndrăgătită de Dogucan, ci doar pentru a-l enerca pe Halil, dar Sila este cu Halil de 3 ani, deci Sila este iubitul lui Halil în viața reală. Au făcut din forță o fată de virtute ușoară, atribuindu-i un actor sau altul, nu ți-e rușine? Așa că, datorită unor astfel de binevoitori, cuplurile se destramă, nu numai printre actori. Iar acești binevoitori râd și își freacă mâinile bucuroși că tot ceea ce și-au propus s-a împlinit. Dar să nu fie foarte fericiți, va veni vremea și ei, binevoitorii, vor primi o recompensă. Într-o zi, poate, vor primi o palmă asemănătoare de la cineva. Ca să te ascult, în serie toți partenerii sunt iubiți. Dacă Nanuca nu ar fi fost căsătorită, i-ai fi atribuit o aventură cu Halil de mult și, prin urmare, ai fi trecut la Mahasin. Mă simt foarte trist că Halil nu a iubit-o niciodată pe Sila. Ce mai s-ar putea să fie o glumă mare, ca aici în Peru vedem moștenirea dragostei pe Atvla 6 după amiaza. Ne place foarte mult să-i vedem împreună. Pentru mine ar fi fost frumos dacă s-au căsătorit în viața reală. Te urmăresc și când aud sau văd ce spui, îmi pare foarte rău. Nu-mi șterge din minte scenele frumoase pe care le am cu tine, Halil și Sila. Dacă vorbesti de Dogucan, de ce afisezi numai fotografii cu Sila și Halil, din Emanet 1 și 2? Ati rămas blocat în anii 2021 și 2022? Atunci nu facea atâta reclama serialului Emanet, încât să aibă un rating mai bun. Noroc cu fanii externi ai cuplului Seher, Yaman, care au făcut cunoscuti în lume, pe rețelele de socializare. Problema ca Dogucan sta prin baruri, se tot scrie din august 2022, pe toate canalele. Ce vreti să fac ca un tanar de varsta lui, seara? Se întâlnesc tinerii la o cafea, nu fac scandal, nu se imbata, probabil socializează, asculta muzica. Voi, când doriti să vă recreati, să vă întâlniti cu prieteni. Nu v-ați mai saturat să spuneți aceea si minciuna iar si iar?
decatorii trebuie să si ceară scuze zi sa dezminta birsen altuntas, ca Sila si Dogucan sunt doar colegii si prieteni. Niciunul dintre Sila si Dogucan n-au confirmat că ar fi iubiti, doar prieteni. Nu v-ați mai saturat? La ce sme s-au dus în grup, nu doar ea si Dogucan ci 6 persoane, în grup. Salut, toate informațiile lui sunt absolut false, mai ales că Sila și Dogucan sunt în continuare parteneri de lucru. Ok, toti jurnalistii sunt mincinosi, eu spun că Sila și Halil sunt în ca împreună și nimeni nu-i poate desparti niciodată. Halil și Sila sunt doi suflete perechi și iubiti. Halil și Sila, Dumnezeu să te pazească și să te ferească de oamenii rai. Eu nu înțeleg ceea ce ați scris. A fost însoțit numai cu fotografiile Seheriaman, ca un rezumat al sezonului 2 Emanet. Viața merge înainte, serialele rămân ca amintiri, unele, foarte frumoase, ca acestea, dar vin alte seriale. Alte cupluri, alte amintiri. Mie mi-ar placea să se creeze o relație de prietenie, chiar, mai mult. Între ei, sunt tineri, frumosi, doar Sila nu se va calugari ca Halil nu mai este în viața sa. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragi noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.